Bună ziua! Astăzi, împreună cu invitatul meu, Tudor Giloan, elev în clasa 1-a la Liceul Nicolae Bălcescu, vreau să vă propun următoarea temă. Calculul variantelor. Bună, Tudor! Bună! Poți să-mi spui cu cine ai făcut șac, de știi așa de bine, de ai răspuns la cele trei probleme? Cu Smaranda. Cu doamna Smaranda? Da. Te rog să-i transmiți felicitările mele. Din păcate am observat, la marea majoritate a jucătorilor, începători, că nu știu să calculeze variantele posibile, din această cauză rezultând un joc slab. Mai mult, există tentația să considerăm că adversarul va răspunde slab la atacul nostru și astfel calculul nostru să ne ducă în poziția avantajoasă. Nimic mai fals. Să nu spui niciodată speranța în greșeala adversarului. Raționamentul corect este să crezi că adversarul răspunde cu mutarea cea mai bună. Altfel, transformăm partida într-un joc de noroc bazat pe faptul dacă adversarul vede sau nu vede mutările bune. Din păcate, tentația este mare și mulți jucători începători încearcă vigilența adversarului. Dacă acest lucru s-ar putea face fără să ne stricăm poziția, ar putea fi ok. Dar, din păcate, simpla pierdere de mutări și lipsa unui plan coerent duc în nenumărate partide la pierdere. Să vedem această poziție. În această poziție, negru poate juca liniștit dama bate la E3, dama din E7, Tudor, și ar duce la un joc în care negru ar sta mai bine. Pune dama înapoi în E7. Spune-mi, te rog, ce gândește negru să joace? Negru gândește să joace... Cal G4. Cal G4. Da. Să bate cu calul în E3. Da? Acum albul, dacă bate în G4 cu dama, ce se întâmplă? Dacă bate G4 cu dama... Albul bate cu dama neagră în E3. Cu dama neagră în E3. Da. Albul ce răspunde? Nebune 2. Nebune ca doi. Să nu piardă nebunul. Negru continuă cu nebun bate la C3. Albul trebuie să reia. B bate la C3. Negru joacă dama bate la C3. Dă șac tur. Da. Acum, ca să-și apere turnul, albul joacă rege F2. Și negru joacă cal F6. Atacând dama și amenințând o mutare foarte puternică cal E4. Deci dacă albul pleacă din damă, după care albul este obligat să vină cu regele pe linia întâia. Da? Și negru poate să captureze turnul din A1 pe gratis. Hai să vedem, ia cu dama neagră, cu dama neagră turnul din A1, da? Și este într-o poziție câștigată. Bun, hai să punem piesele în poziție inițială, pune turnul înapoi în A1, dama neagră în E7, un pion în E3, și un nebun negru în B4. Deci am spus că negru vrea să joace cal G4, hai să reluăm. Cal G4. Și am arătat de ce nu poate albul să bată calul cu dama. Acum, dacă albul face rocadă mică, negru continuă cu dama E3 șac, dama neagră din E7 în E3, rege H1, cal F2 șac, albul joacă turn bate la F2 și negru joacă damă bate la F2. Dar negru în această poziție nu stă așa bine pentru că albul joacă turn E1 șac. Bun.
Pune-te rog poziția înapoi. Turnul alb în A1. Celălalt turn în F1. În H1, regele N1. Pionul alb în E3. Calul negru în F6. Așa, un pic mai trage-te să văd și... Așa, bun. În această poziție, ce joacă, ce reflex condiționat are negru? Ce mutare face totuși? Deci, am spus că mutarea corectă ar fi fost dama E3, am spus că el s-a gândit la cal G4 și totuși are un reflex condiționat și face o mutare greșită. Care este mutarea? Pionul din H4, pionul unde din îl mută? H4 în H3. Așa, pe ce se bazează? Se bazează că albul răspunde cu? Cu G3. Da. După care, varianta pe care am arătat-o înainte ar fi corectă. Pentru când ajunge dama neagră în F2, amenință dama G2 mat. Dar ce răspunde, ce mutare face albul aici? Nu joacă G3, deci nu face mutarea pe care se bazează negru. Și răspunde cu? Rocadă mică. Rocadă mică. După care albul nu mai are probleme. Tudor, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente este albul mută, nebun, H7, șah. Problema emisiunii de astăzi. Alb. Rege C1, dama F3, turn D1, turn H1, nebun C4, nebun F4, cal C3 și pioni. A2, B2, C2, D4, F2, G2 și H3. Negru. Rege E8, dama D8, turn A8, turn H8, nebun G7, cal C6, cal E7 și pioni. A7, B7, C7, E6, F7, G6 și H7. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la reșipion@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la trei din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept sâmbăta viitoare la ora 17:50 la o nouă emisiune. La revedere!